Excelenția, domnule profesor, am fost punctuală. N-aș trebui să întârzi. Îți mulțumesc, domnișoară. Îți mulțumesc, n-ar fi trebuit să te grăbești. Să-i jos. Vă rog să mă ierți că te-am făcut să aștepți, dar eu tocmai aveam de terminat. Nu așa. Iartă-mă. Hai să mă întrețin. Nu face nimic, domnule profesor. N-are nicio importanță, domnule profesor. Iartă-mă, totuși. Spune-mi, ai găsit greu casa? Deloc, chiar deloc. De altfel am întrebat. Toată lumea vă cunoaște pe aici. Păi de 30 de ani în acest oraș, domnișoare. Am înțeles că dumneata a venit de curând. Spune-mi, cum îl găsești? Să știți că nu-mi displace, e un drășel frumos, chiar plăcut. Cu un bar frumos, cu pension, cu un episcopul, cu magazin, arătoase străzi, cu lepate. Dar tot mai mult, mie mi-ar fi plăcut să trăiesc la Paris, domnișoare. Sau măcar la Bordeaux. Ah, o place la Bordeaux? Nu știu, nu știu, n-am văzut și atât. Atunci, cunoașteți Parisul? Nu cunosc nici Parisul, nu știu nici acum am fost în viața mea. Dacă mie mi-ai vrut să te întreb, Parisul e capitala cărui departament, domnișoare? Parisul? Ai răspuns foarte bine, domnișoară, dar încă cunoști geografia patriei de a fi rampăr. Capitală în departament. A, nu le cunosc încă pe toate. Nu e așa ușor, dar mă căznesc să rămâneți. Bine, hai să vezi, domnișoară, hai să vezi că ai să reușești. Încet, încet. Cu curaj, domnișoară, hai să vezi, hai să reușești. Dar nu să fie deloc greu și e frumos și afară. Sau nu chiar așa? În sfârșit, nu-i prea urât. Ăsta-i principanța. Nici nu plouă, nici nu minge. E și de mirare, simte de răplină vară. Te rog să mă ierți, domnișoară, dar eu tocmai eram pe cale să-ți atrag atenția că trebuie să te aștepți la orice. Înțeles, domnule profesor. Nu putem fi sigur de absolut nimic pe lumea asta, domnișoară. Găpana cade iar. Exact. Iarna e unul dintre cele patru anotimpi. Celelalte trei sunt primăvara și după aceea urmează vara și după aceea vara și după aceea... Începe cu tine, domnișoară! Foarte bine, domnișoară. Exact așa este cum ai spus, domnule. Sunt convins, domnișoară, ca să fii o elevă bună. De altfel, ești destul de inteligentă, foarte destul de cultă, ai un bun nivel. Nu știu, de știu, nu-i așa, domnule profesor. Înțeles, prințeles. Da, foarte ești. În sfârșit, nu contează, domnișoară, că ai să râs. Cu timpul, ai să ajungi să cunoști. Anul timpul le copii închiși, ca și mine. Dar e greu, domnule profesor. Nici de cum, ai să vezi, cu un mic efort și puțină bună credință, ai să reușești. Și părinții mei doresc să-mi aduceți cunoștință. Vor să mă specializez, să hotăresc cu o simplă cultură generală, oricât ar fi de temenică, nu e suficientă vremea voastră. Da, părinții mei tale au perfectă dreptate, domnișoară. Trebuie să-ți continui studiile. Dar nu acolo. Aici. Aici. Vreau să spun că e un lucru necesar, domnișoară. Viața contemporană a devenit foarte complexă. Și așa de complicată. Părinții mei sunt destul de bogați. Am noroc. Vor putea să mă sprijine să pot face studii foarte superioare. Ai vrea să te prezinți? Cât mai putem la doctorat. Că mulțumim peste 3 săptămâni. Dacă nu gândi să te întreb,
Timișoara. Ai luat bacalaureat? Bineînțeles, domnule profesor! Și bacalaureatul în știință și cel în mine. Mi-a ajuns departe, Timișoara. Chiar prea departe pentru vârsta ta. Ce bacalaureat? Ce doctora vrei să obțin? În științe materiale sau în filozofie normală? Permiți-mi, iar două. Așa. Bineînțeles, dacă sunteți și dumneavoastră de părere că se poate atât de repede, am dorit să-i iau.